Menumorut cel înțelept. Vă spun și vouă, dragii mei copii, că Oana și prietenii ei au vrut să știe ceva mai mult despre voievodul Menumorut, conducător al voievodatului de pe Valea Crișurilor sau Crișana. Ca și Gelu, pe Menumorut îl iubeau toți românii și îl iubeau mai ales pentru înțelepciunea și bunătatea lui. Ca și Gelu românul, și el a întărit cu ziduri de piatră, pământ și lemn cetatea numită Biharia, unde s-a depostat cu familia și vitejii săi. În afară de roadele pământului, în țara Crișurilor se găsea și mult argint și aur. Bogăția roadelor, dar mai cu seamă strălucirea aurului, ispitea pe mulți și le ațăța pofta de cucerire. O bună bucată de vreme, Menumorut a oprit pe acei neprieteni la hotar. Dar auzind că Gelul românul a fost ucis în luptă, ce a zis Menumorut? Văd că spada și războiul cu vecinii nu se mai curmă. Ia să cerc eu a merge pe calea împăcării. În adevăr, când regele vecin l-a trimis pe un fiu al lui, numit Zoltan, să-i cucerească țara, Menumorut l-a întâmpinat la hotar și cu spada și cu vorba bună. Lângă dânsul se afla fiul Vlad și fiica Zamfira. Zoltan i-a grăit cu trufie: regele, tatăl meu, îți poruncește să te supui și să ne dai nouă țara ta, să o stăpânim. Voievodul Menumorut s-a uitat la dânsul și i-a grăit cu blândețe, dar și cu hotărâre: Zoltan, spune regelui tatăl tău că sunt gata să-l ajut cu pâine, cu turme de vite, cu aur chiar, ca pe un vecin bun și înțelept. Dar din țara mea românească nu-i dau nicio palmă de pământ. Să fim înțeleși, prieteni, bucuros, cu dragă inimă, supuși nici de cum. Văzând și auzind drzenia din vorba lui Menumorut, ce să facă Zoltan? S-a întors în țara sa la tatăl său regele și, cu toată sfiala, a spus vorba răspicată a voievodului român. Auzind întâi, regele a poruncit furios: smulge-i țara prin luptă, arde și pârjolește totul! Dar la asemenea aspră poruncă, Zoltan s-a întristat. Regele s-a răstit la el însă și mai furios: n-ai curaj să te bați cu românul? Ba am, mărită rege și părinte al meu, a răspuns Zoltan, dar nu cred că-i bine, s-a vărsat mult sânge între noi. Atunci, ce vrei să facem? S-a mai domolit regele, văzând șovăiala feciorului. Am văzut că voievodul Menumorut are o fată isteață și foarte frumoasă. Mă duc să o cer de soție. Înrudindu-ne, o să fie pace trainică între noi. Gândind mai bine, regele i-a zis: du-te! Dar dacă nu ți-o dă de soție, a ta să fie rușina. Așa s-a dus Zoltan iar la Menumorut, cu gând de împăcare, și i-a cerut fiica de soție. Voievodul român știa că plătește foarte scump această împăcare, dar era un bărbat înțelept și doritor de pace și prietenie. Și deși Zamfira, fiica lui, dorea soț pe Mihai, s-a supus voinței părintești. A plâns mult în taină, dar l-a primit soț pe Zoltan. S-a jertfit pentru libertatea și pacea țării a voievodatului dintre Crișuri, Crișana, căci prin căsătoria dintre Zamfira și Zoltan s-a închegat prietenia și pacea între vecini pentru o vreme îndelungată. De atunci poate cânta doina tristă, izvodită de Mihai, care ar fi dorit mult să fie soțul Zamfirei: Crișule, Crișule, apă mergătoare, de-ai fi vorbitoare, eu te-aș întreba, n-ai văzut cândva dalbă de nevastă de prin țara noastră?